Taximetristul parcase mașina într-o stație de lângă parcul din centrul orașului Târgu Jiu. Pentru că manevra omului nu era regulamentară, polițiștii au vrut să-l amendeze pe șofer, însă acesta a refuzat să se legitimeze. Nervoși, agenții au sărit la bătaie. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Ce-ați făcut? L-ați agresat? N-am agresat pe nimeni. S-a pe taximetrist? Nu am găsat pe nimeni, domnule. Și filmat. Cei doi polițiști se aflau în timpul serviciului în momentul în care l-au luat la bătaie pe taximetrist. Era o mașină civilă, practic, în stația de taxi. Am încercat să execut o manevră, să fac și o loc acolo. Între timp, fracțiune de secundă, au apărut cei de la poliția locală. Mi s-au adresat oarecum... S-au întors după mine, au parcat, au oprit mașina în mijlocul drumului, s-au dat jos din mașină, au venit la mine, unul dintre ei... Mi-a adresat cuvinte jignitoare, m-a băgat mâna în gât, m-a hărțuit, apoi au sărit amândoi, m-au agresat. Șefii polițiștilor locali cred însă că aceștia au acționat corect. Nu a existat niciun fel de agresiune din partea polițistului local față de cetățeanul în cauză. Taximetristul a făcut plângere, iar cei doi polițiști au fost reținuți la 2 luni de la incident. Cei doi polițiști sunt acuzați de perturbare abuzivă, fals intelectual și uz de fals.